Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E un studiu pe care l-am văzut zilele astea. Unul din trei români este fericit la locul de muncă. Adică îi place la locul de muncă. Și vreau să vorbim cu voi, cei fericiți, cei cărora vă place. Vreau să știm care sunt motivele. De ce vă place la locul de muncă? 0372069599. Deci acești angajați români care se duc la muncă în pasul ștrengarului, bucuroși, nevoie mare. Sigur, mai sunt restul 66% cu voi, cei care nu sunteți fericiți la locul de muncă, vorbim altă dată. Ceilalți 66% funcționează, cred că, în mema aia de pe net. Ei merg la muncă doar pentru că unul din hobby-urile lor e să nu moară de foame. Și atunci asta e, se duc să... Dar putea fi atenți ca să vadă cum fac ceilalți să fie fericiți la locul de muncă. Da, chiar așa. Femeile se simt mai împlinite profesional decât bărbații, 37% versus 31%. Pe categorii de vârstă, scorul cel mai mare de oameni satisfăcuți de locul lor de muncă este la cei care au între 35 și 45 de ani. Da. Foarte interesant. Suntem ușor ieșiți din zona asta. Da. Foarte interesant, o diferență mare atunci când vine vorba de cei cu copii versus cei fără copii. Situația arată așa. 43% dintre cei care experimentează o împlinire mai mare pe plan profesional au copii. Păi pleacă de acasă. Da. Au câteva ore de liniște departe de copii. Se duc la muncă 8 ore liber. Da, Doamne, ce bine că am ajuns la muncă să mă odihnesc și eu un pic. 27% cei fără copii. Contează și banii ca să-ți pleacă la muncă. Mai arată acest studiu realizat de Reveal Marketing Research și citat de startupcafe.ro. 39% dintre cei care spun că sunt împliniți profesional au venituri de peste 5.000 de lei. 0372069599 și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio ca să le difuzăm, să vă auziți la radio, 0728 3132. Fraților, care vă place la muncă? E corect gramatical, nu? Sună bombă. Da. Ești vă bine. Plac munca, dați mesajul. De ce? Nu da. Vă plac? Dați mesaj. De ce? Da, deci nu știu cum să ies din asta. 0372069599. Dacă vă place la muncă, da, este corect, să știi. De ce vă place? Doar că nu sună bine. Te avem caz de veselie și la, și la radio. Alina, sper că filmezi asta. Am fost invadați. Colega Viorica. Da, dă-i și ei microfon. Da, are microfon. Bună dimineața, Vio. Bună dimineața! Frate, că a dansat. Îți întrag sufletul un pic. Când a auzit că vorbim despre de ce îmi place la radio, ne-a invadat. Mă, mie îmi place foarte mult la radio. Frate, ce ai mâncat prea mult zahăr dimineața. Păi unde mai dansez eu așa? În fiecare dimineață mănânc. Tocmai am mâncat un pic de cozonac. Deci zahăr. La ce gâfâi am zis că n-ai antrenament la efort fizic. Nu prea. De niciun fel. Da. Vorbim noi altă dată. Hai să... Trecem la lucrurile serioase. Hai să vorbim cu lumea. Da. De ce sunteți fericiți la locul de muncă? De acolo am plecat. Să spună Viorica mai întâi. Că da, ia Vior, tu de ce ești fericită? Păi eu sunt foarte fericită pentru că pot să fac niște știruțe foarte frumoase acolo la mine la Virgin Radio. Așa. Da, foarte, foarte drăguțe. Sunt tare mândră de ele. Ce știre ai dat ultima? Ultima știre pe care ai dat-o despre ce era? Uite, am dat că Ministerul Sănătății propune să... Mamă, ce veselă e asta. Stai așa. Să se reducă greutatea ghiozdanelor copiilor. Mă interesează personal, da. Bună asta. Trebuie să faci la radio ce îți place ție personal. Uite, să fac? Trebuie să dai știri obiective. Ai dat ca la Corvinu cupa? Urmează acum la 8 să dau. Păi, de la 7 ce vin au? Se știe toată țara. Toată planeta. Da. Voi da, voi da. Bine. Nu există. Să nu fie informați și virginiștii. Ok. Bun. Și mai place un lucru foarte mult. Că noi aici la radio mai primim prăjiturele, tortulețe, bombonele. Spune de primiți, mă, că îți rup de foame. La cămă de aici, că ești barbocați acolo. Le-am stai liniștit. Auzi că Viu, când vii dimineața, trebuie să... Dar tu, ție nu-ți plac dulciurile, de-i plac... Viu are famă. Are tot soiul de fructe, tot felul de chestii acolo. Are dulciuri, mă, tată. Dar e adevărat că vii cu fructe într-un castronel în formă de cap de cățel, de desene animate? Da, așa. Deci ca să înțelegeți că... Înțelegeți de ce râde așa. Da, un cățel portocaliu. Portocaliu cu nasul negru. Drăguț, e drăguț. Hai să vorbim și cu George, uite. Bună dimineața, George. Salut, George. Salutare. Bună dimineața, bună dimineața. M-auziți? Da, sigur că da. Mulțumesc, mulțumesc. Numele meu este George, născut în Brașov, mărital la București. Sunt inginer proiectant, lucrez de acasă, lucrez la o companie multinațională, ceea ce mi oferă
să zic așa, beneficiul de a lucra numai de acasă. Da. Plus reguli, este... plus proceduri, plus onestitate, plus reguli, plus proceduri, plus onestitatea plății, că în general asta face, așa? Fac multinaționale. Așa? Așa, este o companie... Da, este o companie. ...certificată din punct de vedere cultural și, momentan, soția este în luna 5-a gravidă, îmi fac un alt birou la socrii. Bravo, tată, să fie într-un ceas bun. Dar ție-ți place sau nu-ți place la munca asta? Place, eu n-am înțeles. Da, îmi place pentru că... Încă e liniște. Sigură, ca și inginer proiectant și lucrând cu atâtea țări, ai parte de multe. Dar nu ți-e urât acasă? Cum să fie urât? N-auzi care nevastă? Nu ți este urât acasă? Că ai zis că lucrezi numai de acasă. Nu simți nevoia să te mai duci și tu la undeva? Numai de acasă mai și călătoresc o dată la o lună, două, okay, în anumite țări. Nu stau mult. Să vezi tu după ce naște soția. Așa? Acolo. Aia nu în primele zile. Luni. Și o să scau. Dom'le, parcă m-aș duce până la birou. Să văd ce mai e pe acolo. Păi nu că tocmai de asta mi-am făcut acum lucrez să mi-am făcut un birou la socri. Da, crezi că... Vezi că socri mână-mână cu soția, că poate nu știi. Crezi că ei nu se prinde. S-ar putea să ai niște probleme. Cât câștigi? Stai, cât câștigi, George? Nu pot să zic. E o sumă cu 5 cifre. Okay. De asta ești fericit. Uite. Bine. Bravo. Mulțumim bravo. Tare mult. Bună dimineața, Europa FM. Este normal să te duci fericit în pasul ștrengarului la locul de muncă atunci când managementul companiei este unul cu care rezonezi, ai rezultate și ești plătit, zic eu, în funcție de rezultatele pe care le ai. Și îți place și ce faci. O zi plăcută, Dan din Constanța. Mulțumim, Dan. Mulțumim, Dan. Nicolae, bună dimineața. Bună. Alo, bună dimineața, Europa FM. Referitor la întrebarea dacă ești fericit. Da, ești fericit dacă îți place ce faci, ești apreciat ce faci și ești respectat. Iar fericirea apoi vine și pe partea materială. Și dacă toate se adună la un loc, ai satisfacția asta de a fi fericit împlinit la locul de muncă. Colegii, firma, șefii. Definiția e bună, dar tu ești fericit? Meseria care o faci. Alo? Da, am înțeles. Sunt bune argumentele, definiția e corectă. Tu, Nicolae, ești fericit? Da, sunt fericit pentru că meseria care o am... Ce lucrezi? ...dă satisfacția. Sufer de camion. Aha, bun, cool, vezi lumea. Îmi dă satisfacția de a circula în toată Europa asta, văd... Pentru că călătorești în spațiu Schengen, că dacă ai fi pe aici, ar trebui să traversezi granițele românești, ai sta cu zilele în graniță. Nu, fac tur-retur România, aha, fac Grecia. Și e bine când stai, cât ai stat cel mai mult la graniță? Cât ai stat cel mai mult la graniță? La noi. 24 ore, la Bulgari. La Bulgari, frate. Da, și ai fost fericit? Da. S-a gândit la ale lui. Fericirea vine dacă știi cum să iei, adică să nu te stresezi. Auzi, să nu pui tot la suflet. Ești ardelean? Vai, că-i coadă, vai, că nu știu. Nu, domne, relax. De unde ești deloc? Din Oradea. Din Oradea, asta e, relaxare. Mulțumim tare mult, Nicolae. Ia, mai avem un mesaj? Mie îmi place la muncă. Mie îmi place la muncă pentru că... Așa. Nu, că îmi place. Îmi place la muncă pentru că... Am înțeles. Da. Pare că îi place. Da. Așa. Bună dimineața, fraților. Mie îmi place la muncă și vă spun și de ce. Zi. Nu stă șeful lângă mine. Prin prisma faptului că sunt, meseria mea este de șofer, am venit, mi-am încărcat mașina, mi-am făcut traseul și am plecat. Nu mă bate la cap, nu mă sună, nu mă stresează. Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria, îmi place la locul de muncă, îmi place ceea ce fac. Și acum fie vorba între noi, per general să zic, că îți place la locul de muncă, că nu-ți place la locul de muncă, concluzia că fără muncă ziua de astăzi nu faci nimic, că-ți trebuie bani, zic eu. Și tu ești plictisești. M-am salutat, Marian din Elveție. Uite, fii atent, de la Diana, poveste. Zice așa, eu sunt interpret de conferință. Aha.
Îmi ador jobul pentru că facilitez comunicarea, cunosc oameni și culturi diferite și descoper o grămadă de domenii din interior. Uh-huh. Astăzi, fotbal, pe bune, mâine, politică. Ce mișto. E greu, dar aș face asta și dacă aș câștiga la loto. Ce încasează tare. Între 200 și 600 de euro pe ziua de lucru. Da. Dar nu am evenimente zi de zi. Așa e, da, se plătește bine, dar este o muncă foarte dificilă, cu da, răspundere da, foarte să mare. Să fii atent la atâția oameni, fiecare vorbește altfel. Da. Da. Aha. Complex. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.